și ne-am întors cu mai mult Terraria. Sper să fiți alături de noi până la sfârșit și haideți să-i dăm bătaie. Acum eu trebuie să strâng niște resurse. Are rost să minez și în dreapta sau în stânga sau să cobor Nu deocamdată doar în mai jos? încolo, în afară, dar stai așa să terminăm, te-am zis, să terminăm pe aici și mergem să explorăm, că poate găsim cave-uri. De fapt, o să găsim cave-uri, nu poate. Mai trebuie și mie torțe, poți să mă ajuți, dragul meu? Da, hai. Acum Hai. am luat o peretele ăla de nisip și să fac din piatră. Câtă piatră ai? 60 de bucăți de piatră. Să mai strângi pe Ah, hai să te ajut cu... Dăm 10 carne înapoi. Am aruncat 10 carne din buzunar. Ok, da, uite, 2 secunde pe 7. Da. Hai că te ajut din partea asta cu... cu pământul de pe fundal, cum ar veni. Vezi unde-s doi, puterea crește. Și de acolo bagă băiatul. Da, uite că arată mai bine. Dar mult, mult mai bine. Așa cum e gata. Dăm piatra. Imediat. Ia-o pe toată, că deocamdată n-am ce să fac cu ea. Așa. Nici nu o să ne ajungă toată. De aia zic, mai trebuie să facem. Mă întreb unde e torța. Torța aici. E cu vieță. Trebuie să pun cum ar veni la fiecare nivel o torță. Am găsit un cave. Ok. Hai că intru în el. Explorăm și ăla. Bitches be like, I'm curious. Nu știu dacă are, a avut un sens chestia asta, dar... A trebuit să spun. Stai așa să putem ce trebuie să fac în formă. Uite o vază și niște apă. Omoară vazele alea, omoară. Omoară vază, da. Distruge vază. 2 secunde. Să vedem. Dirt, sunt plin de dirt. 15 capuri bară. And another one bites the dust. Bun, ia să vedem cât ne ajunge să punem pe aici. Wooden arrow, am luat wooden arrow 7. Mamă, dar e mai mare chestia asta, adică... Se unește cu încă o peșteră de standard ground. Toată chestia asta se mai unește cu un copește la underground. Cu aur, am găsit aur. Cred că aur e, nu? E galben. Da. O fi pixelat, dar e aur. Mamă, dar știi cât de mult e? Acum ăla nu e imens de mult, dar totuși e destul. Vreau să e destul de mult.
La noi au, mă. De ce? La nisip. Serios? Aha, po bune. Are serios. Și ce mă bucuram. Dar ai văzut că-ți scrie în inventar când îl ridici. Da. La... Am mai zis, au. Bravo, mă! Crezi de mine că-s mai începător. Unde să știu? Părea fiabă. Caută și tu niște piatră. Nu mai avem. Nu mai avem piatră, ok. Stai să termin aici cu aurul ăsta și... Să iei și nisipul. Poate facem niște geam sau ceva. Dar nu știu. Mai am pic de piatră. Știu că mă bucuram, mă, că am ieșit pe era mama, am găsit taur, deja sunt baștan. Da, am pune. Auzi, se spanează mob aici dacă e întuneric? Da. Deci las torțele acum. Dar las că facem altă. Să faci torțe, îți trebuie numai să omori un slime, dar să-ți dea gel. Gel și led. Opa. Mamă, am găsit la cupru. Hai că am găsit și eu iron ore. Ok. Eu acum strâng niște piatră și plec chiar. O să fac casa, mă, băiat. Deci nu ne mai trebuie numai piatra acum. Piatra, piatra, multă piatra. Dacă ia acoperișul și încă un etaj facem acolo. Ok. Nu rog cu tău că eu sunt înconjurat de piatra. Numele meu mic e piatra. Aha. A, deci nu-i Gino Panaipi, e Gino Piatra. De fapt, piatră pe noi. Exact. Uite, hai că mă duc acum să mai iau niște piatră, două și acum. Stai că numesc că... Așa pic acțiune. Avem și un musafir la ursul.
Bă, da, să nimeresc și ăștia, exact că nu trebuie să faci ceva. Avem câte unul din fiecare nație, un slime, un zombie, un ochi demonic, ăla. Iubiții tăi. Ochii demonici, am observat că te înțelegi destul de bine cu ei. Te dezmembrați. Plotezi doi zombie. Opa. Nu, unde uite la ce distanță suntem unul de altul. Vai de cap, nu. Așa, nu se fiu. Mai dăm și tu ce ai adunat de piatră. Imediat. Mă, mă gândeam, bă, mult aur al dracu. Mi s-au terminat șmecherile astea. Trapele astea, cum ar veni. Hai că-ți mergi aur, hai sus. Hai sus, mamă, bă, dar mult am coborât în jos. Doamne. Moară și zombiele. Sau unul care... Bă, cum vreau cu vin zombie de jos? Nu înțeleg. Urcă pe trapă. Pe trapă, pe platformă. Da, mă, ăsta în curte. Hai, urcă sus, urcă aici sus, că nu-i poți bărbat pe scară. E cold, dar e super greu. Dar de ce dracu mă asta atât de mult? Stai că eu nu înțeleg. Și de unde vine asta aici, mă? Că e luminat tot. Aba. Mai ai ce? De la slime. Stai că o să mă uit acum. Cred că da. Facem niște torți. Hai să vedem. Flaming Arrow. A, uite, am și gel. Uite, am gel. Îți dau gelul? Stai, nu, omoară-l zombiele, te rog, că mă duc sub fumea aici. Mă, băiți, nu. De ce plec? Fug? De ce n-ai mic? Wow, what the fuck? Păi ai... Sparta. Cred că mereu la NPC-ul. E NPC-ul blocat acolo. Eu nu pot să urc sus. Bă, ești nebun. Vărsu-mi, bă, Vali, Vali, vărsu-mi omoare, pe ceva. Vali, să fii tu al naibii, pe ceva. Să-ți bați copiii, bă, dacă mai râzi de mine. Vor să mă moară. Gino, fugi!
Bă, lasă mă, că nu mai am vieți și eu. Și tu nu mai deschide ușa la toți necunoscuții, că e belea mare. Nu uite când nisip aici. Gino, avem iar un satir. Vrei să magi cunoștință? Nu mergi, nu mergi. Bă, s-a făcut un zid de tot acolo, nu mergi. Păi ești nemul să cam concentra așa. Hai încă puțin și termin cu pereții ăștia și mai rând să plăcăm ceva cable în direcția. Sigur, Fanny, nu e un problem. Nu e ca și cum vrea toată lumea să moare pe aici? Nu te teme. Iar vin zombie. Și veni și eu de la Borât. Oi, de la Borât. Da. Ce denumit. Oi, de la Borât. Îmi place cum sună. Bă, aproape am terminat mai întâi câteva bucăți. Da. Ce, ai mai nevoie de puțină piatră, nu? Nu. Cred că mi-aș merge. Mă, mă enervează să am de aici. Nu spui. Îmi de parcă nu mai enerva și mă. Și ai fi singurul. Băi, ești nebunat, mai găsit o mină, o peșteră de-aia. Cămină. Cămină. Hai că mi-e și ajuns. Băi, ești nebun, du-te, mă, du-te. Da, du-te, mă. Stai că fac de-aia să coborăm. Bă, ești prost, e mină de-aia ca lumea aici. Ce-ți da. Dă la auriu? Ai răbdare. Boomerang. Yeee. Yeah. Ceea ce nu m-a dat. Silver coin. 11 iron. 3 laser healing potion și un hunter potion. Și acum să ne ocupăm de slime-ul ăsta roșu. Bă, cât de tare e, frate. Boomerang, uite. Deci am putut asta 8 avem până aici. Spargem și mie aici,
mai bun cu... Două secunde. Hai să mergem sus să tractăm tot ce avem de capul. Băi, nebun, uite ce e acolo într-o dată, o meduză ceva. E meduză de aia, da, și mă duc să-l și eu, o și eu, mă. Că mi-e dă băț de la fosforescent. Cât de tare. Părea că am săpământ. A, nu mă duc, nu mă duc, că nu pot. Dacă intră acolo, nu mai ies. Ce bele mare? O, dacă asta arată destul de bine. Găsim bumerang. Bravo, Macho, și eu. Eu am mărtă de mine. Fără, de niciune, desu. Și tu cum bumerangul tău. Ia fă și tu un anvil. Și unde-l pun? Fix între chest și furnace. Ce, ce, ce pun? Ce nu trebuie să ții acum? Mm-hmm. Ok. Uite, ia și tu poțiune de viață. Pune-o pe zero și când ai nevoie de ea, dai click. Hai să ducem jos. Acum. Hai să mergem să căutăm unde la... Un cave, gen. Hai puțin, păi la suprafață vrei? Păi da. Ok, dar asta o să facem în episodul viitor până că o să închei și eu aici. Sper că v-a plăcut clipul, nu uitați, like, comment, subscribe și în caz în care vreți să vedeți mai mult Terraria, spuneți-mi în comentarii și o să filmez mai mult Terraria alături de Vali. Până atunci, o zi cât mai bună, bye bye! Pa.